În Gorj, vremea răcoroasă face loc soarelui să încălzească sfârșitul de an. Mercurul în termometre va atinge o maximă de 7 grade pe întreg județul. În Târgu Jiu, ziua de joi vine cu o ușoară creștere a maximei, temperatura pe parcursul zilei va fi de 7 grade Celsius, iar seara frigul va aduce temperaturi scăzute de până la minus 1 grad. La Motru, maxima zilei de mâine va crește ajungând la valoarea de 6 grade, seara termometrele vor indica înghețul specific anotimpului, având temperaturi de minus 2 grade. La Bumbejiu, ziua de joi vine cu o temperatură maximă de până la 5 grade, seara termometrele vor scădea mercurul, fiind înregistrate valori de minus 3 grade. La Novaci, maxima crescută o să predomine ziua de joi, aducând valori de 5 grade, iar noaptea va fi predominată de o minimă de minus 3 grade. Iar în Rovinari, în decursul zilei de mâine, maximele o să fie situate în jurul valorii de 7 grade, urmând ca seara valoarea minimă să coboare până la minus 1 grad Celsius.